Mergem la următoarea invitată, Luminița Anghel, care a trecut recent printr-o perioadă mai dificilă, pur și simplu. Vă vine să credeți sau nu, era să-și piardă viața. Da, ați auzit bine, a suferit o tromboză acută, gravă și până astăzi nu am mai vorbit despre asta. Așa că Luminița Anghel ne povestește mai multe și încercăm și noi să aflăm cum s-au întâmplat aceste lucruri. Luminița Anghel! Bună, Luminița! Fermecătoare ca bună de fiecare cătă. Dată și îmbrăcată așa de vară, cum să zic. Da, aștept sezonul estival. Perfect. Unde voi fi și eu invitată la tine pe canapea. Știi să că cânt, facem emisiunile astea de vară din 26 iulie, da, o să fie senzație. Ce o să facem, vii? Da, da, vin. Perfect, vorbim și despre festivalul Mamaia. Vin cu Octavian Ursulescu, să vorbim despre amintiri din copilărie. Perfect, nu mai spunem nimic, gata. Din 26 iulie o să vă placă ce vă pregătim, o nebunie de emisiune. Așa e, Ciucă? Așa e. Nu e atent la noi, Ciucă. Ba da, e cu muzica, el o să fie pe plajă. Până la spune-mi care e povestea asta, că nu mi-a venit să cred. Da, într-adevăr, n-am povestit nicăieri despre această întâmplare nefericită din viața mea. O problemă de sănătate pe care am ignorat-o și din care am învățat foarte multe lucruri și recunosc că acum mă păzesc foarte tare și am grijă de mine mai mult ca oricând și de familia mea, adică mergem frecvent să ne facem analizele, orice semnal neobișnuit îl iau în seamă. A plecat de la un cheac de sânge care s-a instalat pe gamba dreaptă în 2018 și pe care l-am ignorat. Da, aveai simptome sau vedeai ceva? Aveam sau... o durere, o crampă musculară foarte puternică în gambă, foarte, deci era foarte dureros, inexplicabil de dureros și foarte săcâietoare, dar care apărea și dispărea, de aceea nici n-am luat-o în serios în vara anului respectiv. O prietenă foarte bună de familie de-a noastră, doamna doctor Brumă, Camelia Brumă, care e și prietena Monica Anghel, chiar la ziua de naștere, surpriză făcută atunci pentru Monica de către soțul ei, mi-a spus, du-te și fă-ți un Doppler, s-ar putea să fie un cheac de sânge. Și am zis, nu, nu se poate, n-are cum. Și am încercat să anihilez durerea cu tot felul de unguente din astea pentru sportivi. Da, pentru musculatură, că, da. Credeam că se va duce. Și dispărea până într-o noapte în decembrie anului 2019, deci foarte târziu a reacționat așa violent ca să mi-o tragă, ca să zic așa, că prea nu o băgam în seamă. M-am trezit pe la 3 dimineața cu gamba atâta. Deci nu exagerez. Nu cred. Da. Genunchiul și glezna își păstraseră supleța, dar asta era ceva așa ca și cum era umflată cu pompa. Uriașă era. Nu era vânătă sau, era doar rozalie, dar o durere, deci de durere m-am trezit din somn. Nu mi-am trezit și familia pentru că era noapte. Deci tu când te-ai culcat n-aveai nimic? Când m-am culcat n-aveam nimic și m-am trezit de durere. Îmi zvâcnea piciorul foarte tare și m-am dus la baie, am aprins lumina ca să nu deranjez și când m-am privit în oglindă m-am speriat. Deci era uriaș piciorul, deci ceva oribil. Și durerea devenea din ce în ce mai intensă, nu puteam să întind piciorul, să-l flexez, n-am putut să stau întins, m-am dus jos în living, am încercat cumva să mă așez, să continui să dorm, a fost de neînchipuit, deci n-am mai reușit. Am așteptat să facă lumina afară ca să pot să o sun pe doamna doctor. I-am dat toate detaliile, i-am spus toate simptomele pe care le-am avut, imediat a știut despre ce e vorba. M-a programat la domnul doctor, care mi-a și salvat de altfel viața, dacă vrei, pentru că e foarte important pe mâna cui te afli, știi, în situații din acestea grave, pentru că... Adică tu te-ai trezit, te-a programat și te-ai dus la doctor că... M-am trezit, mi-a dat niște anticoagulanți pe care trebuia să iau urgent ca să încercăm să înceapă sângele să funcționeze... Cheagul ăsta de sânge blocase, de fapt, toate celelalte vene ale piciorului, de-aia se făcuse piciorul atâta. Și... am fost apoi la doctor de dimineață. Domnul doctor, știi, eu cred în înger păzitor. Domnul doctor plecase înainte să ajung eu acolo și doamna asistentă medicală a domnului doctor m-a îndrumat către un alt cabinet ca să nu fi venit degeaba. Și la cabinetul acela am făcut această ecografie unde se vedea foarte clar că era instalat acest cheag de sânge, dar mi-a dat o rețetă după care mi-a spus să mă sunați mai târziu să-mi spuneți cum vă simțiți. Nu au
nu s-a panicat atât de tare, știi? Și eu am vrut să plec. În momentul în care am vrut să plec, a apărut doamna asistentă și a zis: veniți, că a venit domnul doctor. Deci eu cred că îngerașul meu păzitor l-a adus pe domnul doctor înapoi, de unde plecase în acea dimineață, pentru că dumnealui s-a ocupat de mine și am trecut pe un tratament foarte agresiv, cu injecții, cu compresii puternice, un ciorap special medical pe care l-am purtat. Nu știam, dar ar fi mai bine să-l invităm. Oricum eram fascinat de poveste. Să-ți povestească. Pentru că domnul doctor știa că această problemă este letală, adică poți muri. Îl poftim alături de noi, vă rugăm frumos, domnul doctor. Medic specialist în chirurgie vasculară. Corect? Da. Am zis bine. Toată povestea că, uite, stai așa câteodată, te gândești că n-ai nimic și din senin, ferească Dumnezeu, poți să ajungi la medic și viața ta poate să fie pusă în pericol. Așa a fost cu Luminița. Luminița a venit cu o tromboză venoasă, de fapt cu o simptomatologie de tromboză venoasă, era certificată, diagnosticată, așa. Acum eram două situații. Una, avea niște contracte, era în ajun de Crăciun, avea concerte, de asta a și făcut tromboza, asta foarte mult în picioare, a lucrat, așa. Nu putea să oprească activitatea și, pe de altă parte, tromboza care i-a amenințat viața. Aici trebuie să mergi așa pe sârmă și să lași pacientul să-și facă, să-și desfășoare activitatea, să-și vadă de viață, dar și tu să-l faci bine. Vreau să vă întreb, de tromboza asta poate să apară la oricine sau de la ce apare? Nu apare la oricine. Deci avusese un cheag, avusese o tromboză în antecedente în 2018, povestește ca dura, fără să știe de aia. Organismul nostru nu suportă cheagurile, el le topește. Avem sistemul ăsta foarte bun. Dacă ne lovim, ne tăiem, ne facem imediat hemostază, se oprește sângele, hemostază, dar ulterior organismul topește cheagul respectiv. Bine, am aflat după acest episod, am topit cheagurile, am restabilit funcția venei și după aceea am aflat de ce a făcut Luminița această tromboză. De ce? Că sunt poate mulți oameni care se uită la noi acum și zic că haideți să fim atenți să nu trecem pe așa. Întâi să spunem de tratament, că e foarte important. Deci, trebuia să o internăm. I-am propus internarea, m-a refuzat. M-a întrebat una dacă pot să renunț la concerte. Eram pe afiș. Aveam concert de Crăciun, aveam concert de Anul Nou. Pe 1 ianuarie eram pe afiș la Sibiu, la Brașov. Dumnezeu, puteai să mori și nu erai pe afișul ăla degeaba. Nu, că îngerașul meu păzitor l-a scos pe domnul doctor în drum. Și atunci trebuie să fim foarte agresivi cu acest tromb. Trombul are două evoluții. Unu, el poate să migreze, ajunge în inimă, de aici în plămân, blochează circulația pulmonară, așa zisă embolie pulmonară. Și uitați, este a treia cauză de mortalitate în lume. După bolile cardiovasculare, după cancer, este tromboembolismul pulmonar, e a treia cauză de mortalitate. Și asta din ce cauză îl face? Sunt multe cauze. Și ereditar este o cauză. La mine este ereditar. Că sunt mulți oameni care, uitați și oamenii de aici din public, care stau și zic: domnule, poate ar trebui să fac un control. Unde să faci controlul? Sau care sunt analizele pentru așa ceva? Nu. Sunt anumite predispoziții pe care când putem să facem chiar. Adică anumiți factori de risc. Cel mai important este spitalizare. În momentul în care stai în spital, ești nemișcat, faci o traumă chirurgicală și atunci vine tratamentul anticoagulant, vine compresia. Deci, practic, noi care nu trecem prin așa ceva, să zicem, faptul că dacă stai mult pe scaun, faptul că nu te miști mult, asta poate să fie o cauză? Poate să fie o cauză. Dacă ai și alte predispoziții. Fumatul? Fumatul este un factor de risc. Noi avem e un triunghi. Leziunea de endoteliu, adică leziunea venei, este starea de hipercoagulabilitate, ceea ce și staza, sângele nu circulă. Și dacă se unesc cele trei puncte ale triunghiului, noi putem să facem cheaguri, merge mai departe și face embolie. Dar avem și varianta aceea în care noi singuri avem un sistem de fibrinoliză, adică de topire a acestor cheaguri. Deci organismul e deștept, totuși are cam toate foarte inteligent, astea, numai că foarte trebuie inteligent. Să le ascultăm exact cum cea Luminița, că e din ce în ce mai atentă și că poate și ascultă corpul mult mai... Da, pentru că oamenii se duc la doctor doar atunci când îi doare și exact. Dacă, de exemplu, domnul doctor îmi spunea că una din cauze ar putea fi un cancer stabilit în organism încă nedepistat, pentru că eu îl întrebam: domnul doctor, dar ar trebui să mă doare? Și cancerul nu doare.
Și într-adevăr, atunci când te doare, uneori e prea târziu. Și pentru că era perioada sărbătorilor de iarnă și erau laboratoarele închise, nu am putut să-mi fac nici aceste teste de sânge ca să vedem e un cancer sau nu e un cancer. Și ăsta a fost un motiv pentru care eu am trecut prin sărbătorile de iarnă foarte trist, așa, cu gândul că dacă cumva pe 7 ianuarie când se vor deschide, voi afla că am stabilit undeva un astfel de diagnostic. Dar a fost foarte cald și foarte atent să nu mă sperie, deși doctorii își păstrează cinismul ăsta pe care și-l capătă prin natura meseriei, văzând atâta sânge și domnul este chirurg, deci taie picioare în fiecare zi, așa că și există acest cinism cu în fiecare zi când veneam la tratament îmi spunea, ați supraviețuit. Nu cred, da. Da, cancerul este o altă cauză și poate una din cele mai importante acum și ea duce la mortalitate de prin trombembolism pulmonar. Pentru că ce face cancerul? Cancerul, ca să-și facă el loc, să migreze, să difuzeze, să metastazeze, el produce niște substanțe. Acele substanțe, de fapt, fac niște vase mici, neovascularizație, dar fac și coagulare. Unul din cancerul de pancreas. Când vezi tromboza, dar nu știi care e și cancer. Al doilea este cancerul pulmonar, cancerul de prostată și după aceea cancerele gastrointestinale și cel cerebral la fel este unul din factorii de risc. Da, ferească Dumnezeu și ne bucurăm că a ajuns Luminița pe mâini bune. Domnul doctor Toni Feodor, cum spuneam ceva mai devreme, medic, chirurgie vasculară, da, chirurgie vasculară. Salvează picioare de la tăiere. Mai știi cazurile alea pe la țară cu oameni din aia care nu-și tratează, se lovesc rău de tot și nu-și tratează rănile și ajung să facă niște cangrene oribile. Am văzut și eu trecând pe la cabinetul domnului doctor, în cabinetul unde se făceau pansamente, am văzut și eu niște orori groaznic, e foarte... De și pe Luminița am pansat-o, am bandajat-o, ea, să știți că a fost... E nevoie de un parteneriat aici în lupta cu boala dintre pacient și medic. Da. Și a suportat, i-am bandajat piciorul. După aceea am trecut la ciorap, am dat niște, pe lângă anticoagulante și alte substanțe, cumva. Injecții, în și ce e mai important, ce a obținut la Luminița Anghel, a fost că am prezervat valvele. Venele noastre au niște valve. Și dacă aceste valve nu funcționează cum trebuie, piciorul rămâne tot timpul umflat. Ori aici am reușit să le punem în funcție. Să rămân cu piciorul așa toată viața. Există această posibilitate să am bine piciorul... Bine că arăți bine acum și că e sănătoasă. Asta e tot ce Doamne ajută, da, domnul. Vă mulțumim mult că ați trecut la noi cu vești bune, Toni Feodor. Vă mulțumim mult, domnule doctor. Mulțumim mult de tot. Luminița, și ție, ce să zicem? Sănătate. Da, și duceți-vă la medic la timp. Uite, asta e semnalul care trebuie tras, știi? Când simți că ceva te deranjează, să te duci la medic. Da, am fost cu acest ciorap și aceste feșe toată perioada de sărbători de iarnă, nimeni n-a știut. Am stat pe tocuri pentru că am recomandat tocuri și să știți, doamnelor, am aflat de la o doamnă doctor parteneră cu domnul doctor Feodor că cele care stau pe tocuri toată ziua au mai puțin predispoziția către tromboze. Da? Da. Ciucă? Ca să știți. Adă niște tocuri 43. Așa, ca să știți. Aș vrea în pauză totuși să stăm pe niște tocuri. Deci cine poartă tocuri... Da, poartă mai mult în timpul zilei tocuri decât pantofă, sport, așa, mai puțin predispuse către tromboză. Dar cred că sportul te ajută cel mai mult în poveste. Și sportul, da, că îmi spuneam fiecare zi, 4 km cel puțin, 4 km cel puțin. Asta acum fac 10, ca mișcare. Să știți. 10, zilnic? 10 pe zi, da. 10 km pe zi? Maraton, da. 10... Alergat sau... Nu, mers rapid. Am o gașcă de fete, mă duc în Otopeni și o oră 40 pe telefon după un program sportiv. Bravo, felicitări, Luminița. Da, da. Sportul, nu? Domn doctor, vă mulțumim sportul. Mult de tot. Mulțumim. Mișcare, mulțumim. Nu uitați, mișcare, mișcare, mulțumim. Mișcare. Perfect.